5.210 locuitori ai țării noastre și-au procurat până în prezent o locuință prin programul guvernamental Prima Casă. Suma totală a creditelor acordate de bănci este de 2,62 de miliarde de lei, iar valoarea totală a garanțiilor active constituie 1,31 de miliarde de lei. Din numărul total de beneficiari, 3.592 sunt familii, iar 1.618 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,3 ani. De asemenea, din numărul total al beneficiarilor, 824 de persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat în cadrul programului Prima Casă 2, 2060 în cadrul programului Prima Casă 3, 582 în cadrul programului Prima Casă 4, iar 7 în cadrul programului Prima Casă 5. Suma compensațiilor acordate din bugetul de stat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarii pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul programului de stat Prima Casă constituie 29,17 milioane de lei. Astfel, în cadrul programului Prima Casă 2 au fost acordate compensații din bugetul de stat în valoare totală de 7,80 milioane de lei, în cadrul programului Prima Casă 3 19,11 milioane de lei, în cadrul programului Prima Casă 4 2,25 de milioane, iar în cadrul programului Prima Casă 5 570 de lei. Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul programului este de 60,28 de metri pătrați, iar valoarea medie a acestora este de 600,16 mii de lei. Din numărul total de locuințe procurate, 4.872 sunt amplasate în zonele urbane, iar 338 în zonele rurale. 4.774 de locuințe procurate sunt apartamente, iar 436 case de locuit individuale. Beneficiar al programului guvernamental Prima Casă poate fi cetățeanul Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani, care este angajat oficial la o instituție de stat sau companie privată din țară și dispune de venituri din surse oficiale. Cota participației proprii inițiale constituie 5% din prețul de procurare a locuinței.